Știrile sportive vă sunt prezentate de Centrul Medical Valeriana Târgoviște. Crăciunescu le-a anunțat încă de joi că Federația Română de Fotbal prin Comisia de Recurs a oferit Chindiei dreptul de a promova în Liga a doua ridicat la începutul anului. Cum nu am avut o confirmare oficială din partea Federației, nu am publicat informația, iar astăzi mare ne-a fost mirarea când am aflat din presa centrală că încă nu s-a pronunțat o decizie definitivă. Cu toate acestea, președintele Crăciunescu susține că deține informații clare prin care Chindia va primi drept de promovare. Probabil că are dreptate, dar asta nu s-a petrecut joi, soluționarea fiind amânată pentru un nou termen. Interdicția de promovare către Chindia Târgoviște a fost ridicată. Mai mult decât atât, am văzut astăzi un articol postat pe site-ul ProSport Liga 2 în care spuneau că comisia de recurs a anulat o decizie și se va judeca săptămâna viitoare. O decizie care? În cazul Chindia. Ce să mai judece dacă s-a anulat? Nu. Comisia de recurs sau cei de la comisia de recurs au oferit o declarație către site-ul prosportliga2.ro în care au spus că o decizie în cazul în speța Chindia săgeata Năvodari va fi luată săptămâna viitoare pentru că nu s-a oferit un verdict la ședința de joi. Cazul rămâne în judecată. La comisia de recurs? La comisia de recurs, da. Rămâne să se judece. De ce să judece dacă ne-a aprobat? Așa mă înțeleg eu. Ca oficial, când s-a aprobat recursul, ce să se mai judece? Pe asta mă întreb și eu, ce să mai judece dacă s-a aprobat. Important este că echipa va avea drept de promovare. Asta e cel mai important. Asta rămâne. Restul, ce face, ce nu face, ce mai contează asta? Dacă în cazul dreptului de promovare mai rămân lucruri nelămurite, sigur este că turneul zonal la juniorea va fi organizat săptămâna viitoare de Chindia Târgoviște. Meciurile cu Steaua București, Viitorul Constanța și LPSH se vor juca pe Eugen Popescu, existând ca variante de rezervă stadionul Petrolul, dar și cele de la Doicești și Concești. Turneul zonal la juniori republicani A se va desfășura la Târgoviște. Târgoviște va aduce Steaua. E greu să prinzi și Steaua și echipa lui Hagi să joci la nivelul juniorilor căi la Târgoviște, două centre foarte puternice ale fotbalului juvenil din România. Dar și vreau să fie terminat campionatul și să știm situația clară a juniorilor, pentru că noi avem la junior echipa întâi cu 7 milioane. Însă ne vom strânge, vom discuta, vom analiza ceea ce avem de făcut și cum vom acționa săptămâna viitoare în ceea ce privește întregul lot de junior, dacă punem la dispoziție echipei de junior sau care fac parte și din echipante. Noi avem la ora actuală 2 jucători accidentați, Bobby Verdi și Morariu. La juniori, la echipa mare, trebuie să avem 3 jucători interesi sub 21 de ani. În lotul actual există 4 jucători sub 21 de ani, am pus la dispoziție antrenorului. Și se completează restul până la 18, se completau cu juniori, care erau chiar unii dintre ei titulari, mă gândesc la Păduță, la Șerban, mulți pe care noi îi foloseam la echipa întâi. Dar, repet, o să analizăm și o să o decizie în acest sens. Oficialii divizionarei de Paspucioasă îi reproșează lui Severin Anghelinu, secretarul Asociației Județene de Fotbal Dâmbovița, că vinde informații din interior în defavoarea lor, vezi cazul Târcă. Supărare mare pe dumneavoastră, dar până la urmă bucurie la contestație pentru că ați ieșit câștigători. Da, e și normal, dacă e corectă, e făcută corectă. Că vor unii ca să câștige, să scape recare, asta e altă mâncare de pești. Dar nu e așa, că noi acum cerem, le-am cerut să aducă contractul vechi, să-l aducă. Ca să vadă că jucătorul a venit și cu statul de plată. Are aproape 3 ani de zile că n-a jucat. Cum ei are dreptul ca să... Cei de la Răcar de unde cunoșteau situația lui Târcă? Păi de unde se cunoaște? De la domnul ăsta, nu uite pe ce lapsul am. Severin Anghel. Domnul Anghelinu, ce zice? Sunt sigur? Păi e sigur, aveți și actele aici.
altul n-are cine. Pe toate jocurile care am jucat cu acest băiat, pe toate jocurile le-a dat în primire ca să facă contestații. Ați văzut că i-am zis domn profesor. Zic, domn profesor, aici sunt de-astea care vinde secretul dumneavoastră aici. Ai văzut că i-a spus lui domn Tudor. Păi se poate așa ce. Domnul Tudor a dat-o în dragarele. Adică că e rezolvată. Dumneata mi-ai făcut carnetul. Păi mă, tate, trag de la răspund. Păi și mi l-ai făcut și mi-ai iscărit tot, iscărituri. Să spuneți că un oficial de la AJF Dâmbovița. Vinde secretele, vă spun eu, le vinde, vinde. Și uite așa face, uite așa face. Face și numai pe, să le vină pe cârca lor, să le aducă în covrici, să le aducem pateuri, să le aducem de toate. Ce ați adus aici la AJF, pateuri, covrici, bani? A adus ăștia de la atenție. De la voi, sănătatea mea, lăsați-vă. Cei care au contestat dreptul de joc al fotbalistului Ioan Târcă, oficialii echipei din Răcare au refuzat orice comentariu fugind din fața camerelor de filmat. Angelinu se apără considerând reacția celor de la Pucioasa ca fiind una nefondată. Toți adversarii care joacă împotriva echipei din Pucioasa îl contestă pe jucătorul... Așa, foarte bine, și care e problema mea? Păi spun că dumneavoastră i-ați învățat pe oamenii... Nu, eu nu, păi de ce sunt analfabet? Eu știu doar că am făcut o legitimare a lui Târgă, că așa s-a dus de toate părțile interesate. Eu i-am atenționat la vremea respectivă că ele sunt contract și a zis, doamne, nu te interesează pe dumneata. Mie îmi faci legitimație, nu au legitimat. Ceea ce am și făcut. Iar el are o declarație pe propria răspundere, unde scrie cu mânuțul că nu are contract cu nicio echipă și că e liber ca pasărea celui. Este cererea de legitimare semnată de clubul Pas Pucioasa, care certifică așa ceva, este semnată de președintele AJF-ului și eu, în baza acelei documente, i-am făcut legitimație nouă, evident, pe Pas Pucioasa. Atât știu eu, în momentul în care dânșii au venit la AJF, l-am rugat pe domnul Gogoașe, i-am dat telefonul meu, a vorbit în prezența mea cu domnul Zotic, să ducă să îi dea transfer. Și domnule, îți dau transfer până la vară, nicio problemă. Dacă are prin și n-au vrut să ia, a zis, nu domnule, mie mi-e fac nou legitimat, n-am nevoie de transfer. Bine, domnilor, eu îmi fac datoria față de funcția mea de secretar, i-am întocmit în baza celei de legitimare, o altă legitimație, atât și nimic mai mult. Și restul nu mai știu eu ce s-a întâmplat. Nu mai este nici de competența mea și nici nu mă interesează și nici nu ce s-a întâmplat pe parcurs. Sigur, ei poate să acuze orice. Ei poate să acuze orice. I-am atenționat la vremea respectivă că jucătorul este încă sub contract. Și am zis, nu domnule, au trecut 3 ani. Foarte bine, dacă au trecut 3 ani, contractul e valabil până în decembrie 2011. Universitatea Valahia Târgoviște se bucură de o activitate prodigioasă și la nivel sportiv. Informații pe marginea subiectului au fost oferite în exclusivitate pentru TVR Press de profesorul universitar dr. Constantin Pehoiu, decanul Facultății de Științe Umaniste. Dacă ar trebui să vorbim de activitatea sportivă de la nivelul universității, trebuie să o împărțim în două categorii distincte. Una este activitatea sportivă de performanță care se desfășoară în cadrul clubului sportiv universitar și, după cum știți și dumneavoastră, avem la momentul de față echipe reprezentative la nivelul handbalului, echipă masculină și echipă feminină și, bineînțeles, la nivelul atletismului de performanță, unde avem în cadrul secției studenți de la programul de licență educație fizică și sport care sunt componența elotului național de atletism și care reprezintă clubul sportiv universitar în competițiile naționale și internaționale. Cea de-a doua activitate sportivă este activitatea sportivă, să zicem așa, care se adresează tuturor, nu? Și unde studenții noștri, la momentul de față, ocupă un loc de cinste la nivelul universităților din România. Mă refer la ceea ce înseamnă campionatele universitare de atletism și, de asemenea, la campionatele universitare de handbal masculin. Târgovișteanul Ilie Dan a devenit campion național la atletism veteran în proba de 5.000 de metri. Pe locul 2 la o categorie de vârstă superioară a terminat și Marin Oprea, care a alergat afectat de mici probleme de sănătate. Am participat pe distanța de 5.000 de metri. Un concurs, deci dacă e campionatul național, vă dați seama că a fost foarte important pentru mine ca să iau titlul de campion. M-am antrenat enorm și am reușit să câștig cursa.
cu un timp, zic eu, bun, și specialiștii care au fost acolo, cu 19 minute și 27 de secunde, la categoria noastră de vârstă, zic eu că e un timp bun. Se mai poate face să fie mai bine, dar pentru început sper la campionatele naționale pe pistă de la București să realizez mai mult, un timp mai bun la 5.000 de metri. Și colegul meu, Marin Oprea, a participat tot la 5.000 de metri, la categoria de vârstă, de 65-69, a luat locul 2, putea să ia locul 1, dar a avut o mică problemă medicală, să zic așa, o indispoziție care și-a tras tare ca să ia locul 2. M-am bucurat enorm când l-am văzut. Eu am alergat înainte și el l-am văzut cum trage ca să poată să ia un loc cât de cât mai bun. Și tot așa spune și Marinică că la campionatul național acum speră să ia locul 1 ca să spele oarecum rușinea asta de locul 2. Tenismena Clubului Sportiv Târgoviște Luana Dăuș participă zilele acestea la un puternic turneu internațional găzduit în Slovenia, la Maribor. Antrenorul Sorin Erdic speră ca Luana să reușească o figură frumoasă în cadrul categoriei 14 ani. Luana Dăuș participă în aceste zile la un turneu internațional la Maribor, în Slovenia, de junior etat, de 14 ani. Iar la sfârșitul săptămânii acestea încep calificările campionatelor naționale și cu începutul săptămânii viitoare începe tabloul principal la campionatul național individual de 14 ani. Baza sportivă de la Unitatea Militară Teiș va găzdui la toamnă un inedit turneu de rugby în 7, dar și meciuri contând pentru Cupa României. Informația ne-a fost oferită de Viorel Țuica, antrenorul divizionarii secunda Arsenal Târgoviște. Deci ca și rugby în 7. Da, în toamnă toate etapele la divizia de rugby în 7 joacă Târgoviște. Sunt 4 etape. Prima începe cu 3-4 septembrie, joacă sâmbătă și duminica, deci și sâmbătă și duminica lungă. Deci o să fină 11 echipe care vor juca între ele și sunt 4 etape de jucat. 2 joacă în septembrie, 2 în octombrie. Cupa la fel joacă tot în toamnă. Știrile sportive au fost prezentate de Centrul Medical Valeriana Târgoviște.